cafeaua de dimineață. Cana goală. Te ajută să scapi de greață. Bună dimineața, bine v-am găsit la cafeaua de dimineață, care apare acum așa, din păcate, de-abia acum. Astăzi emisiunea are două părți. În partea a doua o să-și facă apariția, sperăm foarte curând, Carmen Năstase, care este șefa organizației de femei a PSD Neamț. Vom discuta despre inundații, ajutorarea sinistraților de acolo, dar și politichie locală care ține de PSD până când ajunge, că așa am convenit că voi începe eu. Vreau să vă dau o veste extraordinară. Deci este breaking news-ul zilei. Mă mir că nu l-a dat nimeni până acum. S-a încheiat războiul din Ucraina. Dacă nu știați, vă spun eu, s-a încheiat războiul din Ucraina. Aseară, generalisimul Ciucă a anunțat că iasă din coaliție cu PNL-ul, coaliția cu PSD-ul. Păi, bă, dacă iasă PNL-ul din coaliția cu PSD-ul, înseamnă că nu mai avem nevoie de stabilitate. Că noi am votat coaliția asta și la locale pentru stabilitate. Pentru că e război în Ucraina, la granițele noastre. Război în Ucraina, la granițele noastre. Pentru că provocări economice în spațiul european, pentru că inflație, pentru că Green Deal, pentru că PNRR, pentru că stabilitate adevărată. Păi, dar dacă s-a terminat cu asta, putem sărbători în momentul acesta cu bucurie încheierea războiului. Putin este un mic copil, un mic dictator care a trăit pe vremea cuplului Ciociu, Ciucă Ciolacu. Și în momentul acesta suntem o țară mai mult decât stabilă și nu mai avem nevoie de alianța PSD-PNL. Și totul pentru ce? Noi, dacă știau ăștia, de când îl puneau pe listă pe domnul Iohannis, la orice, se încheia războiul din Ucraina. Se rezolvau problemele Uniunii Europene, România nu mai avea inflație, România era stabilă, fără domnul Iohannis la președinție. Deci, în concluzie, dorința PNL-ului de a-l pune pe listă pe Iohannis duce la posibila rupere a coaliției acum cu câteva săptămâni înainte de alegeri. A căzut o bucată de dronă la Plaurul în teritoriul românesc. Aia este un fake news, domne. Războiul s-a încheiat. Putem să îl punem pe domnul Ciolacu pe listă, nu pe domnul Ciolacu, pe domnul Iohannis. Să-l punem pe listă ca să putem trăi într-o stabilitate și mai mare. Ca unul care am trăit prin zona Sașilor și am cunoscut foarte mulți Sași. Foarte mulți Sași. Sași. De tot. Vă pot spune că sunt o nație de oameni extrem de serioși, extrem de muncitori, foarte cinstiți, bun meseriaș, dar odată la vreo 5.000 se mai nimerește și câte unul care nu e așa. Se nimerea câte unul care vrea funcții, vrea case, vrea din alte lucruri. De obicei pe ăla sa și îl puneau primar ca să scape de gura lui. Noi avem un președinte un sas. Acum se pare că vrea să-și asigure viitorul și a găsit PNL-ul să-l pună pe listă. Cum spuneam, e de bine, înseamnă că țara nu mai are nevoie de stabilitatea aia dintre PSD și PNL. Și dacă tot am făcut politichie la nivelul ăsta, eu zic să coborâm un pic și spre instituțiile noastre iubite din județ, cea mai iubită instituție din județ, Consiliul Județean Neamț. Este o instituție despre care se spune pe aici, pe acolo, că în ultimele 3 luni ar fi fost și condusă.
nimeni nu poate să jure că e condusă de cei puși să o conducă. Adică, din când în când, președintele de Consiliu, pe numele său Ion așteaptă, pardon, Iona Saftei, pe el îl așteaptă funcționarii să ajungă la serviciu, mă scuzați. De-aia ei spun Ion așteaptă. Iona Saftei a fost cam dat dispărut. Ci că plâng documentele și așteaptă semnătura lui. Dar în ultimul timp spun gurile că se trezește mult mai devreme. Se trezește mult mai devreme și pleacă în căutare de susținători. Ci că pe unul l-a căutat într-un oraș de pe malul Ozanei, de dimineața, de la prima oră, peste tot, poate dă de el, ca nu cumva, Doamne ferește, să-l uite. Lângă domnul Asafte, despre care n-are rost să mai discutăm, că dânsul este sublim în Consiliul Județean, dar lipsește cu desăvârșire în cele mai multe ore ale zilei și când vine are probleme, hai, rămâne așa, mă ocup eu. Aveți grijă că tot eu o să fiu și în mandatul următor cel care se ocupă. Eu am timp să stau cu voi. Și oamenii ăștia s-au uitat așa, și că când, Doamne ferește, are timp să stea de vorbă cu noi. Dar mă rog, trecem peste. Deci domnul Asaftei este sublim. Lângă dânsul este Pilat din Pont, pe numele său adevărat, Dragoș Chitic. Dragoș Chitic, cum nu știți cine e Pilat din Pont? Pălatul pe mâini, Biblie, etc., Iisus, răstignire. Deci el este Pilat din Pont. În rolul lui Iisus este Spitalul Județean. Nu spun care era tâlharul, de pe care nu are rost. La, s-ar putea să primim vreun telefon în timpul emisiunii. Se spune, eu sunt Salvatore de la Patria. Nu. Deci, domnul Chitic a primit cu ovații, cu speranță, din partea, era să spun a partidului, dar nu mai știm care, sau a cărei părți de partid, a primit obligația și datoria sacră de a se ocupa de Spitalul Județean de Urgență, nu ăla care trebuie să construiască și care pe hârtie arată fantastic, ci de ăsta în care cică mergem să ne tratăm. Și domnia sa a muncit. Anul trecut, prin vremea asta, începea reconstrucția ATI-ului și a spus, Doamne, că noi, precum făt frumos, deci aducem o fundație, ăia fac rost de bani de unde Dumnezeu știe și construire face ATI-ul, pe modelul ATI-ul ăla, bucățele, făcut de bucureștence. S-a făcut ATI-ul, cică. S-a dat cu varță, așa să spoim. S-au mai pus niște cabluri, 600.000 de lei, cam așa, cică. Și atâta nu-i gata. S-a încheiat comuniunea cu fundația și acum, cică, domne, nu se mai poate, domne, am dat 1.000.000 de lei acolo, Consiliul Județean, și ăștia nu l-au cheltuit. Pardon? Ce aud? Nu așa se spunea și pe timpul lui Filimon? Că i-am dat bani și nu l-au cheltuit? Nu cumva se pregătește acum o nouă schimbare de organigramă la Spitalul Județean? Că domnul Plăcitic a zis, dar noi, zice, noi ne-am făcut treaba, am dat banii. Da, mătăluță, scuzați expresia asta colocvială, nu știai că nu s-au cheltuit banii? Te-ai implicat să vezi de ce nu se face o procedură? Care sunt problemele? De aceea spun că și domnul Chitic este sublim. Nu mai vorbesc de faptul că invitat la emisiune a evitat, căutat de un reporter s-a ascuns până când a primit un mesaj cu următorul,
conținut, citez aproximativ din memorie, de ce vă ascundeți, domnul vicepreședinte? Și atunci mândria sa, de pe vremea de când era primar și nu se ascundea de nimeni, a reacționat și a dat un răspuns fabulos, acela pe care îl găsiți în ziar, cum că, domne, ce noi am dat banii, dar nu i-au cheltuit. Serios? Și tot așa. A mai făcut o afirmație istorică, era să spun isterică, dar nu-i cazul. Cum că toate problemele semnalate de ProTV s-au rezolvat. Mai să vezi. Dar pot să semnalez eu niște probleme de prin 2014 cu spităluțul ăsta care nu s-au rezolvat în mare parte din cauza incompetenței, indolenței și a dorinței faraonice a cuiva să nu mai investească în spitalul vechi ca să facă un divizoriu spital nou? Cam așa stau lucrurile. Nu vorbim despre al treilea membru al conducerii, care este băiat bun, domnul Păduraru, dacă mi-aduc aminte, domnul Adrian Păduraru. Dânsul este pus peste tot ca un fel de pansament la orice lucru se întâmplă și are talentul de a netezi asperitățile. Nu știu dacă talentul ăsta este folositor și la lucrurile pe care le are de făcut Consiliul Județean la nivel de investiții, dar până atunci să spunem că avem cea mai discretă conducere a Consiliului Județean. Funcționarii au început să roage ca cel puțin unul din cei trei membri să fie canonizat ca să poată ruga la el, să facă niște minuni vis-a-vis de instituție și cam asta ar fi cu Consiliul Județean. Revenim, domnul Iohannis se pare că va ajunge cumva pe liste, se va face o negociere, o pertractare, ceea ce este o veste bună, nu vom mai avea atâtea camioane ucrainiene care traversează șoselele, nu vom mai avea probleme pe canalul Bâstroe, vom putea să ne folosim și noi Dunărea, da, în bune condiții. Deci vom fi o țară prosperă, fără coaliția PSD-PNL. Hai să fim serioși, chiar mă credeți? Nici eu nu mă cred. Păi ăștia ați făcut să trăiască împreună. Precum concubinii aia de prin Franța. Poate să sculce cu 5 fiecare, dar până la urmă seara, sau nu, dimineața se întâlnesc la micul dejun, la croasantul de familie. Și croasantul de familie este, ca să spunem așa, pufos, cu unt, cu ciocolată, cu tot ce trebuie, că nu e așa dimineața. Este principala masă a zilei care îți permite ca toată ziua să faci pertractări.